La centrul de transfuzie sanguină Giurgiu, încă din dimineața de astăzi, membrii Inspectoratului Județean de Jandarmi erau prezenți pentru a dona sânge. Conștienți de faptul că sângele donat de o persoană poate salva 3 vieți, militarii giurgiuveni în uniforme albastre au acceptat de bună voie participarea la campania națională Donează sânge, salvează o viață. Am venit astăzi la centrul de transfuzie sanguină din incinta Policlinicii Giurgiu din dorința de a ajuta pe cei care au probleme de sănătate. De fiecare dată, jandarmeria a răspuns pozitiv inițiativelor de acest gen, iar activitatea de astăzi se desfășoară în cadrul campaniei Donează sânge, salvează o viață, în parteneriat cu Patriarhia Română. Jandarmeria a fost întotdeauna alături de reprezentanții centrului, dar și de cetățenii care au nevoie de ajutor. Mulți dintre jandarmi figurează în registrele centrului de transfuzie sanguină Giurgiu ca fiind deținători de carnete de donator, ceea ce înseamnă că astăzi nu se aflau la prima donare. Funcție de timpul lor liber, după misiunile încredințate, alți jandarmi giurgiuveni sunt hotărâți ca în zilele următoare să urmeze exemplul celor 15 colegi care astăzi au donat sânge cu gândul la cei care au nevoie de prețiosul lichid pentru a trăi. Astăzi am fost, nu pot să zic asaltați, dar totuși am primit vizita jandarmilor în număr suficient de mare. Încă suntem în activitate, n-au donat încă toți. Șeful Centrului de Transfuzie Sanguină Giurgiu, Georgeta Constanta, a apreciat că numărul donatorilor de sânge din Giurgiu este unul mic în comparație cu solicitările și în acest sens a făcut un apel la persoanele sănătoase din alte instituții să urmeze exemplul jandarmilor giurgiuveni.